ziua și bine ați venit la conferința de presă a echipei noastre dinaintea meciului de luni de la ora 21 din deplasare cu CFR Cluj. În fața dumneavoastră se află antrenorul echipei noastre, domnul Andrei Petriță și fotbalistul Alexandru Ișcan. Andrei, cum pregătește acest joc? Bună ziua, ne așteaptă o partidă dificilă. Jucăm împotriva echipei campioane, echipa care în ultimii ani a dominat fotbalul românesc, a câștigat titlul de campion. Și mai mult de atât, noi de la revenirea în Liga 1 nu am reușit să obținem niciun punct împotriva lor. Ăsta e un motiv în plus pentru noi să mergem să încercăm să scoatem punct sau puncte. Atitudinea noastră ați văzut-o în meciul cu FCSB. Vrem să mergem pe aceeași linie. Suntem conștienți că jucăm împotriva unor echipe cu individualități foarte, foarte, foarte bune și trebuie să facem o risipă de efort și să fim foarte concentrați pentru a obține punct sau punct. Deja CFR-ul și-a anunțat interesul pentru anumiti jucători, inclusiv pentru Alexandru Ișcan. Va conta felul în care va juca contra CFR-ului pentru a putea vorbi de un prim transfer? Nu știu lucrurile astea și nu mă privesc pe mine. Eu îi dau indicațiile care să-l ajute în teren să facă diferența și să ne ajute și pe noi. După aceea, evoluțiile lor, sau altor jucători, dacă atrag atenția cluburilor din Liga 1 sau din străinătate, clubul va decide dacă... Dar așa, per total, te bucură faptul că, iată, cluburile mari sunt interesate de jucători de la FC Argeș? Da, normal că suntem în play-off, suntem într-un moment bun, avem jucători care au crescut foarte mult în ultimii 2 ani și pe mine m-ar bucura cel mai mult și un obiectiv de-al meu ca până la finalul sezonului să avem și noi un jucător convocat la echipa națională. Exact acest lucru vreau să te întreb. În momentul de față chiar nu există niciun jucător care să fie cooptat în votul lărgit? Selecționerul decide, nu e treaba mea. Dar pentru mine, ca antrenor, m-ar bucura lucrul acesta, să un jucător de la noi, de ceea ce se facă pasul pe echipa națională. Consider că perioada asta de pauză competițională a ajutat echipa pentru că a început să mai greu partea asta a doua a sezonului? Nu neapărat că am început-o greu. Probabil te referi la meciul de la Craiova. Am discutat și atunci și după aceea despre el. A fost un meci special, să spun, jucat la 4 zile de la această calificare în play-off și am acuzat atunci o stare de oboseală, de euforie, n-am fost și poate că și cumulat cu acel cartonaj roșu a fost acea diferență de scor, dar după aceea ați văzut meciul cu FCSB, echipa a avut o atitudine bună, s-a bătut chiar și 10 oameni. Asta trebuie să fie atitudinea și la meciul cu CFR. Nu jucăm pentru nimeni, nu avem niciun partipric cu nimeni. Am venit în play-off să arătăm că suntem o echipă care ne batem la fiecare meci și punem probleme oricui. Puteți să-i încurcați pe CFR? Cred că putem să o încurcăm pe oricine. Dacă suntem bine montați și determinați, la fel cum a fost în meciul cu FCSB și cred eu că asta trebuie să fie punctul nostru de pornire în acest play-off, putem să punem probleme oricui. Dar, așa cum am vorbit, jucăm împotriva unei echipe campioane, care a avut și, nu vreau să mă înșel, dar cred că 5 jucători la echipa națională la ultima acțiune din Israel. Pentru meciul ăsta sunt probleme de lot sau? Păi este Șerban care este suspendat, da. Și Meza care are o problemă de la meciul cu Craiova, nu știu dacă vom putea recupera. Andrei, cum ar trebui să joace FC Argeș pentru a obține un rezultat bun la CFR Cluj? Adică și cum vei contracara tactica lui Dan Petrescu? Păi, asta rămâne
deja de astăzi începem să analizăm adversarul, avem 3 zile și știm în mare ce joacă. Nu, în ultimele meciuri au schimbat sistemul, joacă cu 3 fundași centrali, urcă foarte mult cu benzile, dar vom găsi metode să contracărăm și să contraatacăm. Alex, cum vezi tu partida cu CFR Cluj? Bună ziua! Cum spune și mister, un meci dificil. Noi ne-am pregătit bine în săptămânile astea de pauză. Avem un moral destul de bun, atmosferă destul de bună la echipă și trebuie să mergem încrezător la Cluj, că obținem prima victorie din acest play-off. Trebuie să arătăm că suntem o echipă de play-off, de primele 6 locuri și vom da totul la Cluj să scoatem punct sau punct. Bănuiesc că toți ochii de la Cluj o să fie ațintiți și pe tine. Nu vreau să mă gândesc la asta. O să ai emoții? Nu vreau să mă gândesc la asta. Mă gândesc la jocul meu, la fecear și să-mi fac treaba cât mai bine. Iar când va fi să se vorbească ceva concret, atunci să fie. Bănuiesc că te duci mai motivat decât în alte dăți. Da, nu știu. Poate o să fie o motivație plus că au fost acele discuții. Dar, cum am spus, gândul meu este acum la fecear. Yes.